Bună seara, sunt Georgia Pietreanu. Bun găsit la informațiile despre vreme. Să mergem mai întâi în Europa, apoi vorbim despre vremea de la noi din țară. Mâine va fi norat și va ploua în Regatul Unit, în Franța, în sudul Germaniei, în Italia și în centrul peninsulei balcanice. Și în estul continentului cerul va fi acoperit, dar ploile vor fi slabe și doar pe spații mici. În prima parte a zilei se va lăsa ceață în vest și în centru. Temperaturile mâine vor fi normale perioade pe continent, ceva mai rece în est și în zonele centrale-estice. La noi în țară, săptămâna debutează cu vreme deosebit de rece, noroasă, mai puțin în sud-vest, acolo valorile termice rămân normale perioadei. Va ploua în sud, în est și în centru, ploile vin și sub formă de aversă, cu tunete și fulgere, iar pe alocuri apa poate fi însemnată. În Carpații Oriental, la peste 1500 de metri altitudine și în restul zonei de munte, la peste 1800 de metri, vor fi ninsori și lapoviță. Vântul o să bată în toată țara și va avea viteze de 45-55 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6-9 grade în Moldova și în estul Transilvaniei, până spre 22-23 de grade în sudul Banatului și al Olteniei. Și în capitală se strică vremea, se răcește mult, va ploua, o să bată și vântul. Mâine maxima va coborî până spre 16 grade. Marți și miercuri va fi deosebit de rece, norat, dar măcar se opresc ploile. Vântul însă va mai avea intensificări. Marți vom avea în jur de 15 grade, iar miercuri maxima va atinge spre 16 grade. La munte se răcește, va fi norat și va ploua, la altitudini mari vor cădea ninsori și lapoviță, iar vântul o să bată la rafală cu 40-50 de kilometri pe oră. 9 grade, iată, mâine la Sinaia și 12 la Stâna de Vale. La mare, temperaturile scad și acolo și pe litoral, vremea devine rece, va fi norat, va ploua slab și trecător, iar vântul va sufla cu 40-50 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 14 grade, iar apa mării va avea între 13 și 15 grade. Nici pe litoralul bulgăresc nu o să fie mai bine, dar măcar la ei nu sunt anunțate ploi. Cerul va fi variabil în stațiuni, iată 14 grade maxima mâine la nisipurile de aur și 15 la Sani Beach. În Grecia, în schimb, va fi vreme frumoasă, cer senin în Creta și în Tasos, iar cel mai bine, iată, o să fie la Lefkada, în jur de 22 de grade. Revin acum cu vremea în toată țara. Marți va fi foarte rece, va ploua local în sud-est, în sud-vest și la munte, la peste 1700 de metri altitudine, în Carpații Oriental și Meridional vor fi ninsori și lapoviță, iar vântul o să se simtă în jumătatea de sud a țării și va avea viteze de 40-50 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 18 grade. Miercuri, temperatura o să mai crească ușor în vest, dar să știți că în restul zonelor rămâne mult mai rece decât ar trebui să fie în luna mai. Vor mai fi norări și ploi slabe la munte, la altitudini mari vor cădea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar vântul va sufla pe creste și în sud-vest. Noaptea, pe alocuri, se va depune brumă în Maramureș, în Transilvania și în Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. O seară frumoasă tuturor! La revedere!